culoare și conținut. Iubiții mei, vin ca întotdeauna cu mare bucurie în prezența Domnului, a cuvântului lui și a noastră a tuturor. Dar astăzi vin și cu un strop de teamă în suflet datorită însemnătății învățăturii pe care o vom primi. Și când spun acest lucru, mă refer la impactul pe care îl are asupra propriei vieți și asupra multor vieți din jurul nostru. Este atât de adânc cuvântul care ni se oferă astăzi și este atât de prezent în toate etapele sau instanțele vieții noastre. Ca să iei o hotărâre, presupune a fi în fața unor alternative. Și atunci hotărăști între un lucru și altul. Ca să iei o hotărâre înseamnă că ai un anume criteriu, urmărești ceva anume și în funcție de aceasta iei o hotărâre sau alta. Vreau să mergem la hotărârile Domnului și să vedem cum este cel care a luat aceste hotărâri și pe ce criteriu ia el hotărârile acestea, că așa cum scrie Scriptura, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Să învățăm deci de la Tatăl nostru, care s-a exprimat vizibil prin Domnul nostru Iisus Hristos și care continuă să se exprime chiar și în aceste momente prin Duhul Său cel Bun și Sfânt. Isaia, capitolul 11, versetul 3. Plăcerea Lui, deci și plăcerea Domnului nostru Iisus Hristos, plăcerea Lui va fi frica de Domnul, acea frică despre care am vorbit noi și care înseamnă a avea ceva extrem de prețios și de important în mâinile tale și a umbla cu frică, a umbla cu atenție, datorită valorii și importanței lucrului pe care îl ții în mâinile tale, cum ții un copil imediat după ce s-a născut. Câtă grijă, Doamne! Dacă e vorba să mergi cu el în brațe dintr-un loc în altul, și am avut acest har care mi-a duce lacrimi în ochi în clipa aceasta, din nou mi s-a întâmplat și acolo, în momentul în care te mergi cu acest copil doi pași, nu spun ce fel de pași sunt acești. Aceasta înseamnă frica de Domnul, prețuire extraordinară. Aceasta va fi plăcerea Lui și ne întrebăm dacă Domnul este și plăcerea noastră în acest moment și cum se manifestă această frică de Domnul, cum se manifestă în domeniul hotărârilor pe care le vom lua. Versetul 3, deci din Isaia 11, numărul 1. Nu va judeca după aparență, după înfățișare. Nici nu va hotărâ după auzite, după cele auzite. A nu judeca după înfățișare înseamnă a nu te lăsa călăuzit de, așa cum zic unii, prima impresie la mine contează. Ce impresia? Nu, impresia ta este coruptibilă și este coruptă. Tot ce, nimic bun nu locuiește în mine, impresia mea nici atât. Nu impresia mea este criteriul după care trebuie să iau hotărârea aceasta, ci hotărârea pe care o voi lua prin harul lui Dumnezeu, o voi lua cu el în minte. Și tuturor celor ce voiesc, tuturor celor ce îl primesc, el le va da acest fel de frică de Domnul care îi va ajuta să nu judece după aparență. În aceasta este primejdia generației noastre și a fiecăruia dintre noi, să tragem o concluzie după aparență. Nu, aceasta este, în afară că este prematur să facem lucrul acesta. Imediat ce a apărut o situație, am și tras concluzia, suntem atât de inteligență, atât de rapid, mai rapid în gândire decât computerele acestea care execută milioane de operații pe secundă. Imediat ce am văzut un lucru, gata, am tras o concluzie. Așa de arogant și de deștept mă cred. Am și tras o concluzie. Nu am nevoie să studiez, nu am nevoie să mă închin lui Dumnezeu, nu am nevoie să întreb pe Dumnezeu dacă ceea ce văd e adevărat sau apare doar. Multe căi pot părea bune. Asta e bună. Nu. Poate părea. Ai venit cu părerea aceasta la Dumnezeu? Ai stat înaintea lui Dumnezeu ca El să te ajute să treci de la aparență la adevăr, de la înfățișare la realitate? Abia după aceea. Pentru că luarea, deci judecata despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici, în dreptul Mântuitorului nostru și hotărârile Lui, sunt luate după ce El trăiește și manifestă frica de Domnul
adică prezența lui Dumnezeu se manifestă aici. Tot ce vă spun eu, spunea Mântuitorul, nu este produsul unui proces psihologic, ci al unei comuniuni cu Tatăl. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Acesta este aspectul principal, de fapt, al umblării noastre cu Dumnezeu, permanenta noastră consultare cu El, permanenta noastră inimă și minte deschisă la descoperirea lui Dumnezeu. După ce plăcerea Lui este frica de Domnul, urmează hotărârea care nu este ispitită sau înșelată de înfățișare. După frica de Domnul, fără frica de Domnul, bineînțeles că judecata va depinde de aparență și mai ales de aroganță, de mândria noastră, de părerea noastră despre mintea noastră și cine suntem noi. Partea a doua nu va hotărâ după cele auzite. De obicei, când auzim ceva, imediat hotărâm, dar nu ne întrebăm dacă cele auzite există sau nu. Vorba lui Moromete, acest animal nu există, chiar dacă am auzit, chiar dacă am văzut sau am auzit, așa a zis el, nu va hotărâ după cele auzite. Adică ați observat unde a dus viața de credință a lui Iov, care a mers după cele auzite, din generație în generație, de la biserică, de la amvon, de la părinți, de la cultură, tradiție, am auzit aceste lucruri. Bine, că am auzit este real, dar faptul că e adevărat sau nu rămâne să fie rodul unei consultări a sufletului meu cu Dumnezeu. Doamne, am auzit lucrul ăsta. Tu ce ai auzit? Tu ce știi despre lucrul acesta? El nu va hotărâ după cele auzite. Și acest lucru, dacă am vrea să mergem la un exemplu evident și puternic, este o expresie care a împiedicat pe mulți oameni, de câte ori ne-a împiedicat și ne-a rupt nasul de loc și câtă lume s-a aici. Genesa 18:20. Domnul a zis, era vorba de vizita celor trei la Abraham sub stejare lui Mamre, în zăduful zilei, cu masa aceea, cu tot ce s-a pregătit acolo. În încheierea acestei vizite, strigătul împotriva Sodomei, spune versetul 20, și a Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr a ajuns, păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. Acum urmează expresia aceea ciudată. De aceea, versetul 21, mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr, deci să văd dacă în adevăr, adică în adevăr, dacă în adevăr, dacă în realitate au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Doamne, la Tine vin zvonuri, da? Și dacă nu va fi așa, voi ști. Deci, tu trebuie să verifici zvonul, nu știi dinainte, nu ai de plină. Știți de ce vorbește Mântuitor așa? Nu pentru că este el așa, acționează, a auzit un zvon și el se duce să verifice. Ci îți spune ție care când ai auzit un zvon, du-te și verifică. Du-te personal acolo. Ar trebui să ne fie rușine de pilda lui Dumnezeu care nu lucrează după zvonuri și pe când noi reacționăm după zvonuri, luăm hotărâri după zvonuri, hotărând după cele auzite. Nu, uitați, pilda lui Dumnezeu nu este aceasta. El nu a făcut lucrul acesta pentru că nu știa ce se întâmplă la Sodoma. Nici nu ajunsese în gândul acestor oameni lucrul acesta. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu îl și cunoști. În stadiu de impresie, de gând, de emoție, până să mă pronunț, deja tu îl și cunoști. Bun, deci nu era problema lui, dar ne dădea nouă o pildă. Ne dădea nouă o pildă vie să nu hotărâm după zvonuri sau după cele auzite. Și dacă Domnul nostru face acest lucru și credem că face acest lucru, lucrează după adevăr, după adevăr, deci, noi suntem aceia care vom da semnul că într-adevăr credem aceasta și semnul că într-adevăr am crezut că Dumnezeu nu lucrează după zvonuri, ci după adevăr, semnul este că vom merge să văd dacă, va fi, dacă este așa și dacă este așa, voi ști, voi vedea, îmi va fi descoperit. Deci, pentru noi a spus el aceste cuvinte și tare m-am bucurat când am înțeles. Unii le-au aplicat în dreptul lui Dumnezeu și au suferit în credință din pricina aceasta.
Suntem, deci, la această temă sub titlul cu culoare și conținut. Ar fi greu să nu ne ducă imediat mintea, când auzim aceste două expresii, la acel discurs pe care l-a ținut Martin Luther King în august 1963. Acel discurs memorabil, istoric, I have a dream, am un vis. Și în predica aceasta pe care a ținut-o, vorbind despre visul lui cu ochii deschiși, visul lui despre viitorul umanității, Martin Luther King Jr. spune aceste cuvinte, am un vis, că cei patru copilași ai mei, într-o zi, vor trăi într-o lume unde ei nu vor fi judecați după culoarea pielii lor, ci vor fi judecați după conținutul caracterului lor. Acesta era visul lui, dar nu era al lui. Este visul lui Dumnezeu cu lumea noastră în care suntem, cu familia noastră, cu biserica noastră, cu fiecare dintre noi. E visul lui Dumnezeu că noi nu vom cădea în capcana de a judeca după culoare, după culoarea pielii. Va veni ziua, spune el în visul lui, contez pe Dumnezeu cu alte cuvinte, că va veni ziua în care cei patru copilași ai mei nu vor fi pedepsiți, judecați, chinuiți pentru că sunt negri, ci vor fi judecați și așezați acolo unde aparțin în funcție de conținutul caracterului lor. Acest citat este folosit de egalitarieni, oamenii care proclamă în lume egalitatea aceasta utopică și care a făcut să curgă sânge cât Dunărea pe planeta Pământ. Ideea aceasta care nu stă în picioare. Idealul lui Dumnezeu nu este egalitarianismul, ci idealul lui Dumnezeu este justiția, este dreptatea. Și în contextul acesta al cuvintelor lui Martin Luther King se ridică două întrebări. E drept să judeci pe cineva și să condamni sau să disprețuiești, să înjosești după culoarea pielii? Ce contribuție are omul ăsta la culoarea pielii pe care o are? Și de unde știi că pielea albă e superioară la pielii de culoare neagră? Sau de unde știi? Pe ce bază? Unde scrie în legea lui Dumnezeu? Unde a hotărât Dumnezeu așa ceva? Da. Deci a hotărât pe un astfel de criteriu după culoare, după cum apare, este un lucru nu doar nedumnezeesc, este un lucru satanic. Ce este cineva vinovat? Cu ce este cineva vinovat că s-a născut în țara în care s-a născut, în familia în care s-a născut, în condițiile în care s-a născut? Că a moștenit, că moștenirea lui culturală este aceasta, ideologică, religioasă, toate celelalte au loc. Cu ce poate fi condamnat un copil căruia i-a fost tăiat cordonul umbilical și respiră pentru prima dată aerul pe care îl respirăm toți? De ce trebuie condamnat un copil pentru locul în care s-a născut? Am avut un pic de tensiune la o biserică în Londra unde am slujit și era o biserică de culoare și mi-au spus, uite, mergem într-o grădină să vă rugați pentru un copil, dar nu putem să-l aducem la biserică? I-am întrebat pe frați. Nu putem să-i aducem la biserică pentru că este ilegitim copilul acesta și atunci facem ceva acolo mică, da. Și am spus, unde și cum ați reușit să înțelegeți că este ilegitim? De unde știți lucrul ăsta? Din părerea generală a adunării, să zicem. Și am spus, poate că legătura dintre părinții lui este ilegitimă, dar viața din copilul acesta să fie ilegitimă. Dacă el ajunge, să zicem, prim-ministrul țării într-o zi, veți fi onorați de faptul că l-ați discriminat în acest fel și nu l-ați adus și pe el la biserică cu toată lumea, să zică amin toată lumea, ci într-o grădină acolo, într-un tufiș ați făcut lucrul acesta. Era o biserică de culoare aceasta. Am fost primul pastor alb, aș zice, în istoria acestei biserici. Și ei erau aceia care luptau pentru această egalitate. Dar când a fost vorba de copilul acesta, nu se mai aplică. Aceasta înseamnă să judeci după înfățișare, după aparență. Cuvintele lui Martin Luther King nu sunt despre egalitarianism, ci despre justiție.
despre dreptatea lui Dumnezeu, adică să nu judeci pe un om pentru ceea ce nu trebuie judecat și doi, să fie așezat acolo unde aparține el de drept, adică să fie conform, poziția oferită lui trebuie să fie conformă cu adevărul despre caracterul lui. Noi suntem în generația care a trecut pe lângă acest semn de demarcație și în momentul în care ignori un semn care zice la dreapta, prima la dreapta, în momentul în care ignori și mergi din clipa aceea, nu vei mai ajunge la destinație, ai pierdut traseu. Tu nu mergi după indicatorul divin care ți arată, mergi în direcția aceasta, ci ții drumul tău după indicatorul vieții. Deci, mergem cu ajutorul lui Dumnezeu în a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 12, în care suntem literalmente treziți cu un duș rece de apă cu gheață din gândirea noastră. Și trezirea aceasta este adresată întâi și întâi bisericii. Chiar acum în Statele Unite sunt în cădere, cum aș zice, un fel de avalanșă a unor cumplite scandaluri în care conducătorii cu religioși, vreau să spun cu mare reputație în lume, sunt descoperiți că au la activ anumite crime pe care le-au săvârșit pe traseul vieții lor și crimă și mai mare decât crima se descoperă, constă în faptul că aceia care au știut au acoperit cu grijă, cum ar fi comitetele bisericilor sau martorii din biserică sau chiar persoanele, chiar victimele, au acoperit cu grijă acest lucru, l-au înfășurat, l-au izolat cumva, l-au făcut așa ca să nu miroase, ca să nu se știe. Și eu știu că acest lucru este frumos în natură, când albinele izolează un cadavru de șoarece, ca să nu miroase în stup. Acolo este aplicabil. Dar a îmbrăca în ceară fără de lege aceasta, lucrul acesta duce la fără de legi și mai mari. De aceea, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 12, Biblia spune, versetul 13, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși. Este apostol. Păi nu, dar nu s-a terminat. Este apostol de adevăratele sau este apostol mincinos? Este pastor de adevăratele sau e un pastor mincinos? Pentru că omul pe care îl vezi nu este omul care este. E numai aparența ceea ce vezi. Unul dintre acești criminali, cum numește justiția americană, unul dintre acești criminali supraviețuiește 40 de ani în spatele unui ambon și conduce o congregație de zeci, sute de mii de oameni în lumea aceasta, nu sub puterea adevărului, ci sub puterea aparenței. Când adevărul a venit la lumină, ne găsim în fața unei tragedii grozave care, vă rog să subliniați lucrul acesta, nu ar fi fost posibilă fără cooperarea celor care erau în jur. Ei sunt cei care au acoperit lucrul acesta. Mă refer la bordul bisericii. Acum ei sunt judecați. Guvernatorul statului a spus că oamenii aceștia vor fi chemați în fața justiției pentru că legea prevede că în momentul în care constați o fără de legi de felul acesta să pui capăt prin a chema pe cei care au răspundere să pună capăt acestei fără de legi. O fetiță de 12 ani violată de acest cetățean cu aparență de conducător religios. Aceștia sunt apostoli mincinoși. Deci nu te sperii, vai, ăsta este apostolul nu știu care, ăsta e prorocul nu știu care, ăsta e bine, ce fel? Ce fel este? Pentru că e de două feluri. Și uitați ce frumoasă este Evanghelia. Oamenii aceștia sunt niște lucrători înșelători. Ea așa o fi, a zis, dar cântă foarte frumos și știm că a făcut niște nenorociri, a murit persoana asta din cauza asta, dar cântă foarte frumos și știm lucrul acesta și așa că o să acoperim crima și o să cultivăm talentul. Și așa s-a întâmplat până când lucrurile au ajuns foarte rău, teribil de rău, foarte grav. Oamenii aceștia sunt niște lucrători înșelători. Aparență, uite frate, progresează lucrarea, uite câte cărți au fost distribuite, uite ce lucrare s-a făcut. Într-adevăr s-a făcut lucrare mare, mare de tot. Întrebarea este dacă s-a făcut lucrare adevărată sau înșelătoare.
Cartea în sine nu are nicio vină, indiferent cine a dat-o, dar lucrarea aceasta poate să fie o lucrare înșelătoare care să arunce praf în ochii oamenilor și să-i determine să nu vadă realitatea, ci culoarea. Și atunci, fără să-și dea seama, un om devine colaborator în fără de lege. Dumnezeu nu va chema la judecată și viața însăși, nu cheamă la judecată doar criminalul, ci cheamă la judecată și complicii. Acest lucru se va aplica până la marele bandit, care este diavolul. Acești oameni se prefac în apostoli ai lui Hristos. Ei nu vin dezbrăcați pe scenă. Acolo nu, se îmbracă extraordinar. Dr. Mengele chiar m-a întrebat cineva ieri cum pot să înțeleg lucrul acesta. Păi uite-te în istorie și vezi cum se îmbrăca Dr. Mengele în lagărul de concentrare unde tăia copii de vii și făcea atrocități inimaginabile. Uite-te cum se îmbrăca omul acesta, ce impecabil, ce ordonat, ce punctual, ce nemaipomenit era omul acesta. Uite-te la pastorul acesta care a adunat 100.000 de oameni în timp ce el însuși era un om al fără de legii. Ei se prefac în apostoli ai lui Hristos. Așa că în fața apostolatului sau până la papa și până la... Sunt în Biserica Romano-Catolică la ora actuală, chiar acum în fierbere, cardinal Bigano, cel care a fost nunțiu papal în Statele Unite, e mare fierbere. Omul acesta spune deschis despre actualul papă că nu este un papa autentic, ci este un vrăjmaș al bisericii și așa. E părerea dumnealui aceasta. Dar este de apreciat și de respectat faptul că omul acesta nu înghite nemestecat. O, dacă e papa, e Dumnezeu. Nu. Poate să fie un papă credincios sau un papă păcătos. Acest lucru este absolut... Doar despre Dumnezeu se poate spune că este Dumnezeu. Dar despre un om, ar fi o imprudență nu nevinovată, ci vinovată. Acești oameni se prefac în a fi apostoli ai lui Hristos. Versetul 14. Nu e de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Diavolul nu vine în așa fel încât tu să spui, uite pe diavolul. Nu. El vine în așa fel încât tu să nu ai posibilitatea, să nu ai niciun motiv, niciun mijloc prin care să spui, uite pe diavolul. Cei care comită crime și, bineînțeles, caută să fie ascunse crimele acestea, oamenii aceștia creează un scenariu care să dea aparența că această crimă a fost comisă alaltă sau cine știe când, că această crimă a fost sinucidere. Ei înscenează diverse lucruri ca să poată induce justiția în eroare, ca judecătorul să judece după culoare, după cum apare și nu după adevăr. Se întâmplă însă că toate aceste lucruri, oricât de bine sunt ele puse la punct, au în ele un chip pus de Dumnezeu, chipul adevărului, și acesta se activează când nimeni nu visează, de fapt. El rămâne acolo. Acești oameni care se prefac în apostoli ai lui Hristos, care au convins mase mari de oameni, milioane de oameni, i-au convins că sunt apostoli ai lui Hristos, au implantat în ei, asemenea și Satanei, au implantat în ei chipul adevărului, momentul adevărului, clipa adevărului. O să vină un moment în care acesta se activează. Nu e de mirare. Satana se preface într-un înger de lumină, nu într-un diavol. Trebuie să fie de așa fel încât tu niciodată să nu te prinzi că ar fi vorba de diavol. Și nu e mare lucru versetul 15, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. La un proiect de construcție a unei biserici am avut mai multe persoane care au fost extrem de vocale și care erau îngrijorate, nu dormeau noaptea, chinuri mari, să nu cumva să fie delapidat un centru, un dolar într-o parte sau în alta. Aveți grijă, vai de mine, de banii lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm cu mare grijă. Au făcut anchete, au intervenit, au făcut ilegalități ca să ajungă la tot felul de documentații de asta, că poate vor găsi ceva. Lucruri care știau că le-ar face ei dacă ar fi fost în locul celui care lucra acolo. N-au găsit nimic. N-au găsit nimic și au venit înapoi și au raportat că au pus în ordine actele care au fost acolo, deși
la conducerea acestui proiect se găsea unul dintre cei mai ordonați oameni pe care i-am cunoscut în viață. De aceea a și avut mare succes. Dar nu e mare lucru dacă slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Îngrijorații aceștia, care umblau, au să nu cumva să se piardă vreun cent, vreo suspiciune, ei erau oameni care n-au avut niciun fel de contribuție la proiectul acesta al deconstrucției. Ei n-au contribuit, dar erau cei îngrijorați. Adică se prefăceau în slujitori ai economiei lui Dumnezeu, în timp ce ei nu participau, cum spunea Mântuitorul, puneți asupra oamenilor impresii grele de tot felul, dar nici cu un deget nu deveniți părtași a acestor lucruri. Și încheie versetul 15 spunând, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Tu nu trebuie să faci parte din această clasă de oameni, nici eu, nici copiii noștri, nici familia sau biserica, sau lumea în care suntem noi. Voia lui Dumnezeu este ca niciunul dintre noi să nu fim parte din această clasă de oameni, dar aceasta este o realitate. O realitate care se desfășoară și oricine vorbește despre primejdia țânțarului, dacă te uiți atent la pântecul lui, vezi urmele unor copite, a înghițit o cămilă, este înăuntru acolo, dar afară e foarte îngrijorat de un țânțar. Iubiții mei, aș vrea să nu rămânem prea mult în domeniul acesta, fiindcă ăsta va trece. Oamenii aceștia vor dispare. Clasa aceasta de oameni n-are viitor. Cine este cel care are viitor și rămâne veșnic, ale cărui zile se urcă până în zilele veșniciei, este Domnul. Odrasla despre care vorbește Isaia, capitolul 11, versetul 1, spunând, plăcerea lui va fi frica de Domnul. El nu va judeca după aparență, după înfățișare, după culoare, nici nu va hotărâ după cele auzite, după zvonuri. Dacă venim înaintea lui Dumnezeu și primim acest mod de viață în dreptul propriei noastre persoane, ajută-mă să nu fiu niciodată victima unei ispite a aparenței, a culorii. Ajută-mă, Doamne, să stau în prezența Ta întotdeauna și să pot să iau hotărâri pe adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. Dăm-ne darul acesta. Dacă vom alege lucrul acesta, versetul 6 din capitolul 11 spune, atunci lupul va locui împreună cu mielul, când vom refuza să judecăm, atunci va fi armonie în familie și în biserică, va fi armonie în sufletul nostru. Atunci, în momentul în care vom cere și primi de la Dumnezeu darul hotărârilor sau judecății după adevăr și nu după aparență, atunci lupul și mielul vor locui împreună și așa cum este descrisă Sfânta Scriptură. Și versetul 10 spune, în ziua aceea vlăstarul lui Ișai, adică Mântuitorul nostru, va fi ca un steag pentru popoare. Deci pe toată planeta discutăm de această lucrare. Și dincolo de planetă, în întreg universul lui Dumnezeu, lumile privesc astăzi la înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, manifestată prin biserică, prin implicare ei în lucrare în lume. Vlăstarul lui Ișai va fi un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. De aceea el îndemna oamenii din fața lui când predica și ne îndeamnă pe noi proaspăt, viu, realmente în acest moment. Nu judeca... Ioan 7:24. Nu judecați după înfățișare, judecați după dreptate. Cine are dreptate? Dumnezeu. Oamenii se bat între ei, cine are dreptate? Niciunul, nu vă mă bateți, pierdeți timpul. Nu are nimeni dreptate. Altcineva are dreptate, dreptatea este la Dumnezeu. Mântuitorul spune, zice, voi judecați după înfățișare. Eu nu judec pe nimeni. Ioan, capitolul 8, versetul 15. Adică eu nu condamn, nu abandonez, nu renunț la nimeni. Aceasta înseamnă, eu nu judec pe nimeni. N-am pierdut pe niciunul din cei pe care mi-ai dat, afară de cel care a ales să se piardă singur. Și aici vom găsi în Ioan 3:17 mărturia personală a Mântuitorului nostru. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, să condamne, să îndepărteze, să stingă, ci lumea să fie mântuită prin El. Acesta e scopul trimiterii, salvarea.
Dacă ai un conflict cu fratele tău, spune Biblia, du-te și împacă-te cu el, dar nu e totul aceasta, că oamenii fac lucrul acesta de formă, cu mite evenimente, cina Domnului, fel de fel, de formă. Nu, nu, nu. Împacă-te cu el ca să câștigi pe fratele tău. Dacă te primește, spune Biblia, ai câștigat. Adică te-ai dus cu gândul să câștigi pe fratele tău, nu te-ai dus cu gândul să continui lucrarea diavolului și o duci la capăt. Noi, acum care am ascultat cuvintele acestea, spune 1 Ioan, capitolul 4, versetul 14, mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul lumii. Acest lucru este de cea mai mare însemnătate posibilă. Lucrul acesta ne salvează pe noi de a umbla în lumina înfățișării sau aparenței. Pavel spune în Coloseni, capitolul 2, versetul 22, toate lucrurile acestea pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Deci vine din impresie, din hotărârile noastre. Aceste lucruri care sunt omenești, firești, pământești sau drăcești, cum spune Iacov, au în adevăr o aparență de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerire, o asprime față de trup, dar nu au niciun fel de efect asupra lucrării păcatului sau firii pământești în viața noastră. Este omul care încearcă să se mântuiască singur. Nu, nu se poate. Nu scapă nimeni de lucrul acesta. Primul păcat care s-a comis în familia noastră a oamenilor a fost bazat pe impresie. Pe o impresie, nu pe adevăr. Și Biblia spune, s-a uitat și i s-a părut, impresia. Am impresia că este plăcut la privit, că este bun de mâncat și că este de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Am impresia, deci, că este plăcut, că este bun și că dă inteligență. Am impresia. Aceasta nu era mărturia tatălui care a spus, acesta este fiul meu. Era mărturia propriei minți, propriei înțelegeri, în toată sinceritatea, dar aceasta nu salvează pe nimeni. Sinceritatea nu e mântuitorul nimănui. Adevărata sinceritate nu îndrăznește să hotărască sau să judece înainte de a se consulta cu Dumnezeul nostru cel bun și drept, cu Dumnezeul nostru care face dreptate pe pământ, așa cum a spus Mântuitorul, plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după aparență, nu va lua hotărâri după zvonuri, ci va judeca cu dreptate. Erau de mult scrise în Scriptură aceste cuvinte care ne chemau pe noi oamenii să nu cumva să cădem victime aparenții, ci să rămânem credincioși lui Dumnezeu, așa cum cuvântul Său ne îndeamnă pe noi în Exod, capitolul 23, versetul 3. Să nu părtinești pe sărac la judecată. Știu că a făcut, dar mie milă de el. Nu. Trebuie să înțelegi că adevăr și dreptate, în primul rând, cu tine însuți. Nu trebuie. Mila aceasta nu vindecă. Aceasta nu e adevărata milă. Dacă ai milă de un om cu adevărat și doctorul are milă de un om, atunci îi spune diagnosticul lui adevărat, tratamentul lui adevărat, nu cel confortabil. Nu. Să nu părtinești pe sărac la judecată, să nu te părtinești pe tine însuți la judecată, să nu părtinești pe cineva să comiți o nedreptate datorită faptului că emoțiile tale sau sufletul tău te îndeamnă. Dacă într-adevăr săracul acesta este criminalul despre care este vreo și încerci să-l protejezi pe el, ce-ar fi să protejezi și pe acela împotriva căruia acesta a comis crimă. Aceasta ar însemna să nu judeci după culoare, ci să judeci după adevăr, după conținutul caracterului, cum spunea Martin Luther. Să nu faci nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului, să nu părtinești pe nimeni dintre cei mari. Băi, asta este o mare și nu are rost să știe toată lumea și ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Cine are această dreptate? Doamne, Tu ești drept și cartea Apocalipsei încheie cu această glorioasă cântare, drept ești, Doamne, ca fiind concluzia tuturor lucrurilor care s-au desfășurat în lumea noastră. Venim astăzi înaintea Ta, Tată prea iubit, să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău și să Te rugăm fierbinte și din toată inima noastră, Doamne, să ne ajuți ca
gândirea, simțirea, hotărârile noastre să fie întemeiate pe adevărul lui Dumnezeu, așa cum îl cunoaște Tatăl nostru Ceresc. Să ne păzești, Doamne, să cădem victima aparenței, fie în credință, fie în viața de fiecare zi, să ne ajuți întotdeauna să căutăm și să iubim adevărul așa cum este El în Hristos Iisus și pe baza Lui să luăm o hotărâre îndreptată. Iar hotărârea noastră astăzi, Tată, este să alegem viața Domnului nostru Iisus Hristos, care n-a hotărât după aparență și nici nu a judecat după cele auzite, după zvonuri, ci după adevăr. Înaintea Ta ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești calea, adevărul și viața. Amin.